Auzi, bă, băiatule, mie îmi dai banii, frate, nu mă duci cu abureală de asta. Cum adică n-ai banii? Dă banii că te omor, dă banii! Dă banii, auzi! Lipsesc 10 bani la calcul și te-ai apucat să-i cauți pe aici, pe living, că? Bă, te bag în... Te bag în... Bă, la e vagabondule! Înainte să mă bași tu la bala, mă, curlătoarea asta ta! Auzi, mă, nu faci, mă, sport pe manele? Ia mai du-te, mă, în primărie la tine acolo și lasă-mă în pace, că am treabă, da? Ce? Ce? Bă, Vandame, mă, tu ai omorât pe careva și ai îngropat cadavrul în bucătărie? Exact, mă, s-am omorât Caterinca asta proasta ta și zace pe acolo. Aleo, băi, put vasele tale nespălate, două să se autosesizeze ăștia de la IML. Păi dacă nu-ți convine, de ce nu le speli? Ce, ce, mă, ce, eu să le spăl? Tu trebuie să le speli, pentru că sunt în responsabilitatea ta. Toate astea sunt în jumătatea ta de casă, uite. Și mizeria, și hainele, și plasticul ăsta, toate sunt ale tale pentru că ești un... Ai grijă ce spui, pupăză, că s-ar putea să se lase rău de tot. Ca-ră-te! Exact! Ca-ră-te! Și lasă-mă în pace! Și ia și mizeria asta cu tine. Ok, mă. Eu mizeria și mi-o mut în jumătatea mea de casă, unde pot să fac câtă mizerie vreau eu. Na! Ia! Ia! Dar fii atent. Ai grijă ca să stea acolo și muzica aia defectă. Că momentan se revarsă prin toată casa, Vandame. Bă, dacă nu-ți convine, poți să-ți izolezi fonic jumătatea ta de casă. Na! Păi să știi că asta am să și fac. Bine, pupăză! Bine! Not a broken heart, now we gonna start. It's from me and you, let the dream come true. What I'm gonna do without you, let the dream come true. Ah, stai așa cum și pe telefon! Mamă, ce bine gătești de iubita mea, dar trebuie mai multă mâncare și trebuie pâine mai multă pentru înmulțire. Ce ai, bine, nebunii să ne mulțim? Păi și așa abia ne descurcăm. Nezădula mea, eu mă refeream la mâncare. Pâine multă, mâncare multă, adică. A, că bine zici, adu-te tu și ia niște pâine, hai. Mamă, ce jenă am în piciorul ăsta de nici nu pot să mă mișc. Nu mai bine te duci, tu că ești mai rapidă? Nu te duc, că vreau să-mi fac și o cafea. Cafea? Mm. La organismul ăsta jubret al tău tu vrei cafea? N-ai voie cafea, măi, și n-ai voie nici pâine. Că am auzit eu că pâinea prostește și mai și umflă. Ce umflă, mă? De cine umflă, mă? Capul, măi, iubirez. Dite-i capul să face. Lasă vrăjeala asta și du-te că mi-e foame. Du-te, ia pâine și ia și o salată. Hai, dacă du-te, du-te, ia și salată. Auzi? Mm? Dar n-ai tu ceva mărunt? Că eu am numai didai bagnotele și dacă mă duc cu astea la magazin, mă bat babele alea și vrede că nu-mi dau rest. Iubitul meu a învățat să facă glume românește, a? Și eu azi de necaz. Nici tu nu mai ai niciun bani, este? De unde să îmi bagă, tanti, forța? Nu m-a mai plătit de 3 luni. Păi, dar m-am săturat să muncesc gratis. Mai bine stau acasă. Fac dragoste într-una. Zărac, dar fericit. Dacă ar ține și de foame. Ia vină tu la mămică, haide. Aoleu, îmi dai de foame? Ceva, ceva îți dau eu. Bine, hai. Dar stai să te iau de bezgamul ăsta. Da, mă, să dă treabă până la urmă. Dar nu se poate că... Opa, bună dimineața. Dar e cam prânz. La ora asta se vine? Bine că a venit! Asta... Bine ați venit! Da, ce surpriză! Nici ce ne bucurăm! Că... V-ați întors, da? Da. Fică-n pisica noi acasă și șorecile ne vezi prin cotloane, nu? Da. Nu, pe... Nu începe, bre, cu jinirile de prima și dată. Că astea am să face într-o echipă. Mare dreptate, Chiorete. Mai ales când echipa s-a restrâns dramatic. Oh, nu concedieri? Nu. O demisie. Oh!
Nuțișor pleacă. Din cauza voastră o face. Că de când a plecat Septimius și voi doi ați rămas fără consoarte, nu mai e de trăit aici, bă. Haide, le-a trimis o cerere și o scrisoare din care, citez, ne anunță cu bucurie în suflet că și-a luat și concediu o lună ca să acopere preavizul. Motivația? Atmosfera de nesuportat. Aia nu semnează neapărat că făcea referință la noi. Poate se referea la altă persoană care o alerga ca dezmățatul cu izmelele în fine. Atunci citesc din nou, din aceeași scrisoare. Și aici nu fac referință la libidinoșenia dumneavoastră proverbială pe care o știe tot mapamontul șeful, ci la luzăreala plângăcioasă a celor doi mormoloci retardați. Te recunoște, Chiorete? Da tu, cap de miel. Ce zici, iubire? Mă miști bine? A? Bine că ai rămas fără baterie exact acum. Hai mă, încarcă. Dracu să fii tu, pupăză. Să știi că o să-mi pun mânușile înapoi. Ia-uzi. Bă, tu nu înțelegi, te previn. Fii atent la mine, că se lasă rău de tot. Bă, bandame, am ajuns la concluzia că nu meriți curent. Ce? Până nu faci curat, nu mai pui mâna pe siguranțe, bă! Bă, nu mă face că le sudez! Eu cu ce le sudez, bă, că nici nu ai cu ce, că n-ai curent! Și să știi că eu nu fac curat până nu mă las să umblu la siguranțe! Ghinion, acum ești la mâna mea pentru că eu dețin control asupra siguranțelor, na! E, te vine că deții tu control asupra siguranțelor, că asupra psihicului tău nu-l mai deții de mult! Bă, păză, am nevoie de curent, mă! Ca să bag aspiratorul în priză, pentru becuri... Pentru telefon, poate chem o menajeră. Bine, mă, vandalule. Poftim. Mă, mut! Ai zis cu mă sau cu? Fii atent. Te blestem să rămâi singur aici, mă, să te neci în propria ta mizerie. Și o să am grijă să se aduc niște colocatari la fel de jegoși ca tine, ca să vă puteți înțelegeți mai bine. Na, adică să vă înțelegeți mai bine, tu și cu ei, jegoșilor. Poți să aduci pe cine vrei, că oricum mai rei ca tine n-au cum să fii, auzi? Ai bagajele gata făcute? Te ajut să le car până la poartă? N-am nevoie! Nu, parcă plecai pe ușă! Dar ce frești din gurița aia, că nu mă pot concentra? Și eu care m-am mutat la țară tocmai pentru pace, pentru liniște, pentru armonie. Și ce păcatele mele vrei să frec? Frec o lingurițe, că am spume pe mine, nu-ți vezi? Că nu merge afacerea asta. Greu se face, pâinea se face, dar nu se vinde mai nimic. Reclama legală nu pot să fac la planta asta. Și dacă oamenii nu gustă, nu au cum să știe despre ce este vorba. Auzi, Breda, prezentatoarea aia de ți-a cerut pâine pentru fetele de la videochat, nu poate să te ajute? Păi tu, Ezaluda, și ce să fac aia, păi? Să încălziți mai multe cadâne ca să aibă cine să-mi cumpere pâine? Nu, Breda, ar putea să fac o reclamă mascată, nu știu, ori în emisiune, ori prin fete. Hai, bre, sună, că n-ai nimic de pierdut. Și poate termin cu lingurița aia odată, că m-ai căpiat. Hai, sună, ia. Sună! M-a dus batistuțele și cercei. Mă duc la tir să-ți aduc și papuce. Mamă, ce-i dragă dezastru ăsta aici? Ce s-o fi întâmplat? Băi, nu mai locuiește nimeni aici?
normal că o supărare nu vine niciodată singură. Vine cu tot neamul de supărări. Auzi, ceva bun în viața asta nu poate să mai fie. Nu-i nimic, măcar suntem împreună. Mm-hmm, da, și la fel egal și bine. Mm-hmm. Dacă mă mai uit mult la jegul ăsta, mă să fac atac de panică. Haide, nu e chiar așa de rău. Măcar suntem împreună, nu? Gogoașa? Da. Auzi, nu fii cum îți zic prietenii că ești, da? Adică cum? Tâmpit. Păi da, faptul că suntem împreună nu curăță casa, nu? Da, dacă te deranjează ședătoare, putem să facem curățenie. Împreună. Cine, mă? Noi doi? Da. Ce ți-am zis că vreau să fiu menajer și nu știu cum să fac? Ah, fițe, dacă nu-ți convine la mine, ne mutăm la tine. Da, ups! Care la tine? Că nu ai! Crezi că ajută să faci mișto de necazul meu, da? Ești de... De? Cacao! Adică eu sunt acut de vină că te-au dat aia afară de la Cotroceni și ți-au luat și casa pe deasupra? Dacă pierdeai mai puțin timp cu croazierile lui Septimiu, poate avea astăzi și casa și serviciu. Da. Sunt pur și simplu în aer. Bă, nu ești deloc, dar uite, ești pe fotoliu, pe parchet, în fața ușii de la... M-a scos din pepen, m-a scos din pepen. Tu fugi, dai drumul de aici. Hai, mă, că încercam și eu să te veselesc. Ce ești așa de murătură stricată? Mă duc la tir să-ți mai adăm și papucii. Tona. Tu să nu mă deoși nimica. E greu să gândești chiarete, nu? Ce pată! Mai greu să mă feriți de... Și fii mai atent, că ne-ai dat dracu în țară, cred că ai și necat. Hai, bă, nu te mai plânge, bă, că eu am venit să vă dau o veste bună. Am negociat și am convins-o pe colega noastră să revină la serviciu. E adevărat cu jumătate de normă. Ați convins-o pe Nuții? Bine ai revenit, agent Sofia. Pe tine te-a convins. Ce zici? Matiescu, șofica... Salut, băieți. Nu te bucuri, chiarete? Ba, tu ești șeful. Dau din coada. Mă, și ca să fii pe deplin mulțumit, uite-ți mai servesc una. Mâine veți pleca împreună într-o misiune. Yes! Eu cu Poponet? Sau? Sau. Și vreau să fiți o echipă, să fiți sudați. Da. Băieți, mamica? Ai greșit adresa, nu-s măta, da? Și nici măcar iubita ta nu mai sunt. Suntem colegi și atât. Da, mamica, asta căpșunică. Nici căpșunică nu sunt. Nu, știi, ta mai pe noi că... Ai zis ceva, Rete? Eu? Da. Poate Poponez, poate... Tu auzi voci? Ai zis ceva? Întreținere, telefoane, curent, apă caldă, apă rece, gaz, deci nu mai pot. Și mâncare. Gămâncare trebuie pus pe listă, că o mâncăm zilnic, pentru două persoane jumate. Haide. Corect. Plus creșa fetiței, da. Greșa poate fi evitată. Cum adică? Cum adică? Adică fata mea nu merită creșă? Gozdă mult, dar antivorța poate să se ocupe de fată. Ce tanti, mă, nici o tanti, că tanti numai aici a fost. Plus că nu locuiește singură, e cu Sofica. Și eu nu vreau ca Sofica să fie exemplu pentru copilul meu. Nu e de încredere, adică umblă cu rochia aia de cântăreață pe sub uniforma de polițist. De-aia a părut grază? Când de fapt ea e foarte slabă în adânc cu ei. Era o metaforă, adică nu știi cine e de fapt. Și apoi, de când cu hibridul ăsta vesel, cu grâu minune, nu ne mă tem, dacă mănâncă fata din el. O să fie vesel și cu minte. Ce spui, mă, acolo, mă? Să ajungă fata vreo sfântă, vreo iluminată, vreo spirituală, neadaptată la Românica și să vrea la Amsterdam? Eu nu mă mut, frate, în Olanda, da? Că e sigur mai scump decât creșa. Red District! Deja prevăd viitor frumos și iluminat la fată. Da, am văzut eu ce se întâmplă pe acolo. Păi, dacă te preocupă viitorul fetei, de ce nu stai tu cu ea după creșă? Construiești o relație frumoasă și puternică cu ea. Noi o să fim o familie frumoasă și fericită, ce zici? Eu, bărbat în casă! Sper să găsești ceva de muncă. Sper tu! Dar deocamdată nu se arată nimic. Și până găsești, ce te împiedică? Dar de ce nu stai tu cu ea? Că tu ești mama la ea! Ai ținut-o în burtă ca ganguru atâta timp? Aveți deja o legătură puternică. Hai, lasă vrăjeala asta, că eu nu am timp, da? Clienții mei nu au program fix. Da! Care clienți? Cum adică care? De-a scăpat? Da?
Adică, desigur. Da, așa. Da? Da, 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 mâine ne vedem acolo. Mersi, pa, pa. O mână de ajutor mi-ar prinde bine. De unde? Nu mai pot. Ia uite cine a venit. Și cu câte bagaje. Și nu sunt toate. Păi, după cum vedeți, e cam aglomerat aici, pentru că eu stau împreună cu Van Damme și cu prietenii lui. Adică cu Lenea, cu Jegu, cu Nesimțirea și cu... și cu asta. Da, vedem. E cam aglomerație la tine aici, dar dormitorul tău, adică dormitorul meu, e și el la fel de contaminat? Oarecum, încă se mai simte că ai stat în el. Haide, băi, n-ai o proastă. Domnule, că asta a fost bună. A fost bună, pe dracu. Măcar e o locuință, avem și noi un acoperiș deasupra capului. Da. Este așa. Adică, voi vreți un dormitor? Dar de ce nu stați la tine? Era locuință de servici. Servici pe care nu-l mai are. Serviciu. Păi atunci, am o idee excelentă. Uite, o să vă închiriez dormitorul meu cu o chirie mică, că doar mă știți că sunt generos. Ce? Pe bune, serios? Mie îmi convine. Mie nu! Păi ce, eu sunt deja chiriașul lui Van Damme, ce să fac acum, să plătesc de două ori? Păi așa ar trebui, pentru că tu respiri cât șapte deodată. Băi, băi, ce gălăcie asta aici? Ce cu voi gogulești cu bagajele astea? Păi și nu sunt toate. Ce? Van Damme, te anunț eu că ei sunt noi tăi colegi de vilă și chiriașii mei. Cum să fie chiriașii tăi? Că Gogul e deja chiriașul meu. Asta i-am spus și eu. Da, mie mi se fâlfăie de orice aranjament anterior. Varianta asta lui Pupăză cu dormitorul mi se pare foarte ok, oricum eu plătesc. Deci, rămâne așa. De ce este așa că nu rămâne așa? Dacă ne întoarcem la varianta în care Pupăză doarme pe jumătatea lui de canapea din jumătatea lui de vilă, să știți că am și eu nevoie de... de aer? Și de o taxă de disconfort pe care să o plătească noi închiriași. Iauzi! Ce? Dar lui Lili nu i-a cerut așa ceva. Ei, nu i-am cerut ca Lili oricum ne sponsoriza, ceea ce mi-amintește că îi suntem datori vânduți, prietene. Iauzi, dar de ce să primești tu bani, Van Damme, a? Dacă ei stau în dormitorul meu și dacă eu nu dorm pe canapea, a? Da, da, nu te mai uita la mine ca muta la cizmă. Ăsta ca muta în cizmă. Eu plec din cocina asta, clar. Ce faci? Wow. Și unde te duci? Eu? Da. O să mă duc pe teren, la birou. O să mă dedic funcției. Vreau să rămân în istorie ca singurul primar care chiar muncește, mă. Așa, poate am și eu vreo satisfacție. Implicare 100%. Unde să plece Gogul? Ești împit? Auzi-te-o, se poate un mic avans înainte, că am rămas fără benzină. Ce ți-am zis, Gogule? Lasă! Lasă că n-am nevoie de nimic! Mă descurc eu! Țara îmi va fi recunoscătoare! Ce n-au prea Hai, Bia! Mersi mult că te-ai gândit la mine pentru proiectul ăsta, dar de unde ți-a venit ideea? Păi, tanti Frosa, draga de ea, m-a sunat de la țară să vadă cum o mai duc și să-mi propună niște chestii legate de pâinea ei. Așa, păi și ce legătură am eu cu tanti? Nu, profa, nu cu tanti, cu pâinea. Adică m-am gândit că profa mea a fost bună cu mine ca pâinea caldă. Și m-a ajutat să intru în televiziune. Asta da. Și m-am gândit că e momentul să-i întorc favoarea, nu? Bravo, bravo, îmi place cum gândești. Mă mir că n-ai uitat de unde ai plecat. Bine că n-am căsăpit-o când m-au apucat geloziile. M-am gândit că ar fi frumos din partea mea să pun o pilă la director, dacă tot am intrare. Mai ales că eu am venit cu ideea asta de a face o emisiune nouă. Păi și zi-mi, ce fel de emisiune e, ce trebuie să fac? Adică formatul este asemănător cu Trădați în Dragoste. Iar tu, profa, urmează să fii, evident, detectiv. Nu cred, pe bune? Da. Adică voi fi în același timp și detectiv și vedetă? Da.
Wow, ce tare! Vai, vai, bine, mersi mult, ești o bomboană! Vai, ce mă bucur, profa, că te bucuri! Doar că m-am gândit că ar cam fi nevoie să-l angajez și pe Hasan. Ce părere ai? Păi, ce să fac, Hasan? Păi să fie una dintre ispitele masculine, că doar despre asta e emisiunea! Pune problema, nu. Profa! Nu, Hasan nu are cum, deși el e foarte, foarte ocupat, nu. E foarte, foarte talentat. Cred, dar nu, nu se poate. Profa! Haide, da, 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 bine. Rămâi la mami, că cu mine nu-ți mai place. Te-am dus la jaurma, n-ai vrut. Dregi înapoi în casă. Unde te duci de capul tău, că mami nu e acolo. Mami o să vină și ea, hai vină încoace. Shawarma nu, ayran nu, berbecuz la brățap nu, humus nu. Dar ce vrei tu să mănânci? Stai în ușă degeaba, trece acasă mai repede. Ți-l dau pe prietenul meu, cât vrei să te mai joci cu el? Hai încoace. Nu te duce la vecin, că n-ai ce faci acolo, măi! Căpșnico, ia vino mai lângă mine așa. Să pară că și avem de vorbă. Sper că nu faci pe aia clasică. Să părem un cuplu ca să trezim mai puține suspiciuni, da? Hai. Păi să știi că ar fi mers la fis. Ce dragi de cuplu e ăla care șade de la distanță de 15 metri unul de altul, da? Ia mai pune-ți poftan cu ei, mai aproape nu pupi. E, și nu mă interesează. Du-te unde vrei, că n-am nevoie de prezența ta. Ne-a trimis șeful misiunea asta. Dacă vrei să știi, chiar nu are nicio importanță, bă, dacă șați de par. Că tot părem un cuplu, că mai nu așa se poartă la momentul ăsta. Cuplurile se pară că e certate. Bă, inteligență întruchipată, bă, genile, suntem în uniformă, mă, nu vezi? Da? Și care-i treaba, madame? Și dacă șadem în uniformă, ce poliția nu-i tot oamenii? Ce, n-are voie să facă cupluri? Fă parte aici odată, fă pași. Opa. Du-te și te ascunde, mă, așchează-te, că te vezi în pideș. Nici asta nu merge. Cucule, fii atent aici, frățiorul. Tănculețe ca astea n-ai jucat în viața ta. Uite, frate, că ești nebun la cap. Să vezi, Filin, când ești acolo pe turelă. Nebunești. Și se upgradează în permanență. Au băgat ăștia niște tănculețe noi, o linie de polonezi. Șmechere rău de tot. Fii atent cum îl are pe fraierul ăsta. Bum! Ia sărit turela. Dacă mă bag după stânca aici ca să pot să încarc. Ha, ia uite gogiți. Ce-ai, mă? Bă, ai uitat că sus e Teo, nu Lili? Teo, mai asta e că n-am uitat. Bă, Gogule, iartă-mă, dar nu înțeleg. Ce nu înțelegi, bă, ce nu înțelegi? Luna noastră de miere a fost... lacră! Dar tot nu înțeleg. Bă, bandame... Bă, la nici două zile după ce am ajuns acolo, Teo a avut o mică escapadă cu barmanul de la barbici. Și nici măcar nu era vreun arătos. Hai, mă, că cu unul nu se pune. Și cu toți patru picolii. Și nici măcar nu s-a închis să nu aflu. Nu s-a ascuns. Poate ți s-o fi părut ție, mă, Gogule. Și de fapt n-a fost nimic, a? Vandame nu a negat când am întrebat-o. Adică a recunoscut. Cam de rahat. Da. Auzi, Gogule, nu vrei să reîncep treaba la agenție? În felul ăsta mai uiți și tu de toate problemele astea și poate ne ieși și nouă niște bănuți. Ce zici, a? Da, de uite că mă atacă. Tu! Mi-a distrus tancul, trebuie să-l repar. Tu, ți-ar proasta, dracu. Vandame, ziceai ceva de niște polonezi. Erau fierți și cu muștar? Aoleo! Bună ziua, doamna psiholog! Cam pustiu pe la dumneavoastră. Și camera de așteptare e goală. Noroc cu mine că vin cu vești bune. Da, da. Ai câștigat la loto și vrei să fugim în lume? Nu, dragă! Ceva și mai și! O să am emisiunea mea și am nevoie să mă ajuți. Și să te ajuți, că la cum arăți... Da, hai, mersi mult de încurajare, da. Ești atentă sau nu? Mă rog.
Deci, emisiunea este cu infractori și vreau ca tu să ai o rubrică specială a psihologului care explică ce-i în mintea criminalului sau a adulterinului, că încă nu e clar. Ce vrei să zici cu adulterinul? Că încă nu știu exact despre ce e vorba în format. Ai aflat ceva? Știi ceva? Te-a trimis cineva? Ce-ai să vezi? Ești bine? Nu! Nu sunt bine, sunt deprimată. Nici măcar pastilele alea ale mele nu mă mai ajută cu nimic. Și ce e mai grav? E că nici eu nu mă înțeleg. Am căutat și în cărți, nimic nu se potrivește cu ceea ce mi se întâmplă. Aoleu! Dar ce se întâmplă? Mai crește o mână, un sân? Da, așa, râzi, râzi de mine, da. Că merit, cum? Tocmai eu. Dita, mai psihologa! Nu-mi înțeleg viața. Au să știi câte zile a durat voiajul ăsta? Exact atâtea câte aventuri am avut ca să nu mor naibii de plictiseal. Ok, cum zici tu? Și câte au fost? Ce? Aventuri, nu zile. Păi, am fost cu băiatul de la Beach Bar, de care știe Gogu. Cu băiatul de la recepție, de care nu știe Gogu. Cu băiatul cu bagajele, nici de asta nu știe Gogu. Și cu celălalt băiat cu bagajele, nici de asta nu știe Gogu. Păi, fată, mă îngrijorești, ce ai? Jacu, bune mâna și zbalele și balea. Hai de rog frumos. Deci mama mea reușea mult mai ușor. Nu înțeleg femeile ce au în cap. Cred că au mai mult greier. Găzeboate. O să ajungi și doagălă la un moment dat. Până atunci trebuie să zbel mai eu. Haide. Bine, ia-l și bă-ți da mâine. Mai vrei unul? Ia-l și... Dar nu vrei să le zbel tu pe toate? Și pe urmă le întinzi aici, da? Hai de rog frumos. Vezi că-s cu ochii pe tine. Să nu-ți scape vreunul. Haide! Unde uite la... Matiescule, cu misiunea mătii, cu tot! Trăi Varneamul de drăgălaș, da și la fata un leu! Să vă fie cu noroc și să vă dea Domnul mulți copii sănătoși, că tare frumos sunteți împreună! Ia-o și-o pică ce zice, doamnă! Ia dă-te, madame, mai cate, că-mi dai dracu perspectiva și-o acest cu treabă! Vezi, Chiorete, de-aia ești prost între noi, că ești tu zgârcit și nu-i dai un leu femei! Iuscă? Da! Ia ascultă, madame, eu acilea nu sunt caritate de om, sunt caritate de organ. Dacă tot ai adus vorba, ia prezentați documentele la control. Păi bine, frumosule, dacă aveam acte, mai umblam eu pe aici, la cerșeală. Nu pentru inteligență l-ai luat, așa-i? Ce? Așa e, dar pentru asta l-ai lăsat. Stai așa, mă, stai așa. Păi, pentru chestia asta dai un 300 la băiatul pentru o ofensă adusă la autoritate și dacă nu prezinti și bulentinul, îți mai iar 500, na? Plus încă 200 obstrucționarea misiunii, dacă noi avem treabă și ne ții din ea. Da. Aoleu, ce oameni sunteți! Ce mă, ce-te unde-i? N-avă banii! Stai pe toți că te găsești, dragi, că nu-i munciți! Da, o să vedeți voi că o să vă trăznească cel de sus! O să vă dea că sunteți oameni răi! Noi? Și Dumnezeu așa dă la oamenii răi! Le dă cu fulgeri să vă trăznească! Vedeți voi! Așa, trăznească! Că te găsește, dragii de cocoșeacă! Dă-mă și mie, mă! Controlește că își dai banii statului, numai așa urma ță gândul! Zgârci tu pământul! Zi mersi că facem planul la amenzi dacă nu ne iese treaba asta cu filag! Vin înapoi, te rog frumos! Bune mâna pe verdeață asta și bune în ciorbă! Haide, că de zbălat n-ai vrut să zbeli, măgar mâncare să faci. Vezi ce se întâmplă dacă nu faci la toaletă? Îți dai și zbel toată ziua. Păi în ritmul ăsta îți spun eu că-ți fac majoratul tot la greșe, măi, fetiță. Și cu scobitori și babă blat atât, dacă nu-ți avem bani de mai mult. Îți dai și râs la mine, dar mâncarea nu se face singură. Și cu ce duc eu astea acum? Măcar suflă în alea să se uzuce mai repede. Nimic nu merge la agenția asta. N-avem niciun client, n-avem niciun proiect. Eu n-am nicio idee. Și nici dacă aș avea, n-aș avea pentru ce? Și colac peste pupăză, nu peste pupăză aia de acasă. Lili m-a nebunit cu telefoanele, gocule și cu mesajele că vrea banii înapoi. Ți-am zis, mă, ți-am zis. Când iar logica, dracu, să-mi fie. Fai, nu mai știu ce să mai fac. Nici eu. Da, da, mama știe. Stai să vezi. Let's get lost,
mă dai, frate, care sunt aman acum? Nicu, o să da, păi, Nic, ce e? Mămică, sunt la agenție și are pană și nu dă curent. Te idei. Păi la fix ai sunat, mă! Mă, băiete, tu îți mai aduci aminte de grâul meu hibrid? Am nevoie pentru el de o campanie agresivă, mă, reclame, contracte, piață de desfacere. Ia ocupă-te, bă! Bine, mămică, dar cât de hibrid e? Că, știi, mie mică am frică să fac reclama la un produs care nu e 100% comestibil. Hai, mă, pui mic, mă, că ai experimentat, mămică, mă! Am dat la toată lumea și toți au simțit bine după ce au mâncat. Da, mămică, dar știi, totuși... Niciun dar! Vrei să muncești? Muncește! Gata, s-a rezolvat. Hai, văză, mă! Noroc cu ideea mea să sun pe măta. Ia, uite cine-mi deschide, ce faci, mă, dormi? Ce faci, iubita mea? Ce faci, iubita mea? În abărarea mea, Zan e foarte obosit. Aha, e foarte obosit. Vezi, mă, de ce ziceam să o ducem la creșă? Da, iubita mea. Păi, normal, numai de gât trebuie dusă la grejă. Ce facem mai atâta timp cu ea acasă? Ia să mai plece. În ritmul ăsta zic, eu o să muncesc zi și noapte, numai să nu mai am grijă de copii. Dar mai bine zice-i făcutul la DV-ul. Pupă-mă, pupă-mă, o să am emisiunea mea. Se va numi Detectiva Minune. O să ai emisiunea, da? Da. Mamă, e cu manele, nu? Nu. Chitinuca! Păi și tu de mâncare, te rog, și spală hainele alea. Găvada nu s-a dezgurcat deloc azi. Hai la mami să-i povestești ce ai făcut cu Hasan astăzi. Sau ce a făcut Hasan astăzi. Haide, haide! Jocul vedele pe aici. Ce vezi? Vezi că-și dobește mâinile acolo, măi, femeie! Al de mamă ce mai ești! L-ai lăsat în priză? Am glumit, l-am oprit de mult, dar îmi place cum te speri. Stai acolo, măi! Poponețule, bă, să iei pâine, bă, că am uitat să iau și afară s-a pornit furtuna. Eu nu mai ies în casă, știi? Haide, bă, ce ai bățit, mă, e la mișto? E soare și frumos afară, mă, și vorba aia, biroul e la doi pași de garsonieră. Ce n-ai? Ce soare, bă? Tată, un pic căldura, ce ai, bă? Că afară e furtună, hai, lasă hohaierele. Vezi să nu-i să-ți iei umbrela. Ce tâmpit. Totuși, să închid geamul ăla, să nu intre apa în casă. Măi, păi, mic, mă, moderatoarea de care ziceam ieri a făcut o comandă fermă. Deci avem și bani. Unde mai pui că am făcut toate testele pe oameni? Și n-a ieșit nicio reacție adversă. Da, mama mică, dar nu știu cum să spun mie, mie că am frică. Și știi că nu poți să te joci cu statua așa, oricum. Iede de ce furtunică se pornește. Hai, mamă, ce furtunică, ce furtună. E doar așa o metaforă, o zicală. Nu, mă, afară, mă. S-a pus pătunat și fulgerat. Poate la tine, mama mică, că la mine e senin, e soare, e super. Care dai, păi? E de la mine, nu e ce să-ți povestesc. Și nu te mai lauda atâta cu vremea ta frumoasă din capitală. Hai, pa! Zic, e după cum e omul, da? Ce pățești, fai? Incredibil, bre, ce ploaie s-a pornit afară! Uite-te și matale de la poartă până la ușă m-a făcut ciuciulete! Păi, ce cer de glume, că de-abia început să tune! Nu zici că ai căzut în puț? Nu, puteți și bagă-l pe Marian în casă dacă zici că plouă, că mi-l faci și ciuciulete pe ăla mic. Hai, bre! Executarea! Am ieșit, ho! Alo? Șofico? Șofico, ești bine? Șofico, zi ceva! Ce? Cine? Care ești? Nu te văd! Șofico! Șofico, ești bine? Șofico, măi, ești bine? Zi! Zi! Sofía.
Lasă că le spăl eu. Du-te și joacă de acolo. Nu pe geam, vino înapoi!